o nouă partidă, un nou examen pentru echipa noastră, de data aceasta o deplasare la Giurgiu. Ce așteptări aveți de la acest meci? Bună ziua, întâi de tot. Meci foarte greu, un meci unde încercăm de adunare punctele, deci avem nevoie de punctele. Și e un meci dificil și lor vreau puncte, de vreau ajungere mai sus în clasament. Vedem ce se întâmplă mine la meci. Dacă mai există indisponibil în afară de Răzvan Popa, care este caractiv, dacă aveți alții indisponibili, au fost? Da, este acesta Gaetanu, care s-a accidentat, nu a fost neanche un meci de altăieri. Dar acum Zaimovic a zis că nu e disponibil, de ce mentalul nu este din meci, a rămas acasă și eu, alții sunt toți disponibili. Programul acesta cu meciul din 3 în 3 zile este foarte dificil. Vă încurcă? E greu să puteți să motivați jucătorii, să mențineți o linie? Stă eu, dar... Toată lumea joacă de 3 zile, 3 zile, suntem toți la fel. Sunt meci dificile, sunt meci care băieții în puțin sentono în picior, dar noi avem nevoie de fare un meci bun și de castigare puntele. Și o ultima întrebare, atmosfera în vestiar, băieții? Atmosfera în vestiar e bună. Una cosa che voglio vorbire io di aici pentru mine. Eu am ajuns aici cu inima deschisă. Mi-a fost întrebare că pentru ajungerea aici, pentru ajutarea echipei, că era ultima în clasată, avea 14 puncte în 10 luni, ok? Ea a venit cu inima deschisă aici. Că ea și a fost aici 7-8 ani în spatele, am făcut treaba bună. Și acum nu e bine ce se întâmplă aici. De ce? Ei au făcut 10 puncte în un lună, un lună și jumătate, diciamo un lună și jumătate, și am în continuare încredere că echipa se poate salva. Fiindcă sunt speranțe, vorbesc așa, sunt speranțe de salvare echipa de retrogradare. Dar se nu avem o liniște, se nu avem liniște, asta nu se întâmplă. De ce? Fotbaliste, vestiari vorbesc, e normal, asta e viața de fotbaliste. Okay. Dacă aveți un mesaj pentru șefii clubului, cum poți să mai... clubului, toată lumea, nu se poate. Eu zic așa singur. Ei a venit aici cu inima deschisă. M-am sunat, m-am chemat, am venit aici, sunt aici, a dispoziție, dar nu vedo multă lume care se apropie din echipa. Înțeles? Și nu vedo de ce eu devo essere colpevelizzato, di ce hai fatto io? Acum, dai, acum hai fatto 10 punti, in luna e sciumata. Acum hanno fatto, ha aggiunto aici, avevano 14 punti. 14 punti in 9 lune che hanno giocato match, no? Asta è differenza. Rămâneți optimist în continuare până la sfârșit? Am zis că fin ce matematica, că ne putem salvare da retrogradare, si poate. Încercam, luptam cu toți băieții în vestiarul și să facem puncte. Avem nevoie de puncte, dar vedem ce se întâmplă astea două meci. Avem un meci dificil cu asta, avem un meci acasă cu Dinamo, sunt meci unde încercăm de adunare mai puncte posibil. Mulțumesc, mulțumim, succes! Cu plăcere, succes, augura tutte buona Pasqua românescă, deci da mine în Italia a fost già da 10 zile. A tutta l'uomo, a tutti i supporter, a tutta l'uomo ce ne approvi di questa equipe.